Stimați masteranți, vreau să vă prezint în continuare o altă figură destul de importantă din istoria României, istoria contemporană a României. Este vorba de dr. Petru Groza, care a fost unionist. Petru Groza s-a născut în 1884 în satul Bacia din Hunedoara. A făcut studii de cultură generală, studii universitare la Budapesta, la Berlin, la Leipzig. Deci a fost un om foarte erudit, un om care cunoștea multe limbi. A fost avocat, specialitatea lui a fost avocat. Și a participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, la care chiar a luat cuvântul și a vorbit în numele românilor din Transilvania, din Ardeal. Pe data de 1 decembrie 1980 a fost alături de ceilalți delegați la Alba Iulia și în acea atmosferă a fost ales membru al sfatului, al Marelui Sfat Național, care reprezenta românii din Ardeal. A fost deputat, începând cu 1919, a fost deputat în cadrul României întregite deja, din partea Transilvaniei. Și, pe urmă, a trecut la Partidul Popular în 1920, a fost președintele Frontului Plugarilor în perioada 1933-1953. După unire, a fost ministru al lucrărilor publice în 1926, ministru de stat în perioada 1926-1927 și alte funcții a ocupat. Deci vorbim de Petru Groza. Însă din numele lui Petru Groza este legată România postbelică. Petru Groza a format această formațiune politică, Frontul Plugarilor, care nu era foarte numeroasă și foarte cu mare autoritate în Transilvania și în România, însă a stat pe poziții de stânga. Și deși Partidul Comunist de România era în ilegalitate, iată că acest Front al Plugarilor a devenit un fel de sucursală a Partidului Comunist din România, după care Petru Groza s-a pronunțat de mai multe ori împotriva fascismului, împotriva dreptei din România și, bineînțeles, a fost o perioadă oricare izolat din viața politică, chiar s-a retras la dânsul în localitate acolo o perioadă oricare, iar în timpul celui de-al doilea război mondial a fost întemnițat pentru acea atitudine care a avut-o față de regimul lui Antonescu și față de implicarea României în război și un șir întreg de alte momente cu care el nu a fost de acord. Cunoaștem foarte bine istoricii, cunosc foarte bine cariera lui Petru Groza după terminarea războiului, după ieșirea României din război. El a fost vicepreședinte al Consiliului de Ministri în perioada 1944-1945 în guvernul Sănătescu și Rădescu și prim-ministru începând cu 1945, la 6 martie 1945, am citit în literatură cum că rușii cu Uniunea Sovietică l-ar fi obligat să accepte postul de prim-ministru și l-au șantajat că vor lăsa Transilvania Ungariei. Și atunci, fiind șantajat de sovietici, el a acceptat să fie prim-ministru. Și astfel, el nu era comunist convins, dar era o personalitate de stânga, a condus guvernul până în 1948. În 1948 au loc alegeri în Adunarea Națională, el devine președinte al Marii Adunări Naționale din 1952-58. Acum eu vreau să vă spun câteva lucruri legate de Petru Groza. Primul lucru prin care a intrat el în istoria românilor este impunerea abdicării regelui Mihai. Asta s-a întâmplat pe data de 30 decembrie 1947, când Petru Groza, împreună cu Gheorghiu Deș, care era secretar al Partidului Comunist Român din acea perioadă, l-au invitat pe Mihai la București și a întrebat și a avut loc o discuție. Cel care a discutat cu
Mihai a fost Petru Groza și care i-a spus că, vedeți, maiestate, în societate sunt curente care doresc abdicarea dumneavoastră de la tron și că a venit timpul să plecați din țară și de la tron. Bineînțeles, Mihai s-a împotrivit, a spus că nu voi hotărâți, hotărăște poporul. Între timp, ce a făcut Petru Groza în calitatea lui de prim-ministru? A adus susținători ai săi în jurul palatului unde avea loc discursul între acești oameni politici. Alături de Mihai era și mama sa, regina Elena. Așa cum scria mai târziu regele Mihai în memoriile sale, asta prin 1990, el spune că a fost șantajat de către Petru Groza, care a spus că s-ar putea, dacă dumneavoastră refuzați să aplicați, s-ar putea să înceapă un război civil. Noi vom împușca, că ei arestase niște studenți care erau împotriva regimului Petru Groza, vreo mie de studenți. El așa a spus. Ei erau 1000 sau mai puțin, noi nu știm, dar asta spune, scrie regele, că a fost amenințat cu împușcarea acestor studenți de către guvernul Petru Groza și va începe un război civil. Asta e 1, 2. El s-a apropiat, Petru Groza, de rege și i-a dat, așa, a pus mâna să dea de înțeles că are un revolver și că el poate să-l împuște în fața celor prezenți de acolo. În așa condiție, Petru Groza a jucat un rol deosebit de mare în obligațiunea de a abdica de la tron a regelui Mihai. Asta am vrut să spun lucrul ăsta. Și știți, așa cum știți dumneavoastră, regele a plecat din România. Sigur că i s-au creat niște condiții, regele și-a luat toată averea, ce a avut el mai de preț, a luat cu sine și a plecat în Elveția, în exil. Și al doilea lucru, tot legat de Petru Groza, este semnarea tratatului de prietenie și asistență mutuală cu Uniunea Sovietică. În februarie 1948 a avut loc semnarea acestui tratat. Vedeți, regele nu mai era, deja el plecase, așa că România era considerată ca a fost proclamată Republica Populară Română. Și în așa condiții, o delegație numeroasă a plecat la Stalin, a avut întâlniri cu Stalin și a fost semnat tratatul de prietenie și asistență mutuală cu Uniunea Sovietică. Iată când a fost legiferată frontiera pe Prut. Acum, până în 48, ea era impusă de sovietici, dar statul român n-a recunoscut această frontieră. Iată, abia acum, în februarie 1948, această frontieră a fost recunoscută și plus, acolo mai erau anexe la tratatul de bază, mai multe anexe, între care cedarea de către România a insulei Șerpilor. Un fel de gest, un fel de cadou din partea guvernului Petru Groza lui Stalin, Uniunii Sovietice. Insula acum este în aparține Ucrainei. Așadar, în persoana lui Petru Groza observăm o altă linie, o altă carieră. Deci un om care a votat Unirea, care a pledat foarte mult pentru ca Transilvania românească, Transilvania să fie unită cu România, dar care pe urmă a fost șantajat de către cei care erau puternici aici, care venise peste România, ca să contribuie la abdicarea regelui Mihai I de la tron.